În lecția aceasta vom învăța să lovim corect directa de stânga și directa de dreapta. Vom porni din poziția de gardă pe care tocmai am învățat-o, iar brațul stâng vreau să fie orientat spre interior cu cele două monturi spre ochii mei, ochiul stâng vreau să vadă peste monturile mele încât să-mi văd adversarul. Pentru a lovi directa de stânga, vreau să-mi setez în creier că o să am primele două monturi în capul adversarului meu. De ce primele două monturi? Pentru că sunt cele mai rezistente oase din pumn. Dacă lovesc ultimele două monturi de pe pumn, există șanse foarte mari să îmi fracturez mâna. Așa că întotdeauna vreau să lovim cu primele două monturi ale pumnului. Încă o dată, suntem în poziția de gardă, brațul drept. Vreau să fie întins spre înainte și răsucit spre interior. După cum ați văzut, primele două monturi atacă primele. În momentul lovirii brațului stâng, vreau ca umărul meu stâng să-mi acopere bărbia. Încă o dată, acopăr bărbia. Ca să capăt o distanță mult mai mare și să generez mult mai multă forță, adică să am o alungă superioară față de adversarul meu, vreau să pivotez. Ce înseamnă să pivotez? Pe piciorul din față vreau să pivotăm pe pingeaua acestuia, adică pe a doua latură a labii piciorului. Vreau să scot călcâiul în exterior, încât să-mi permită mobilitatea genunchiului, a bazinului și a umărului spre interior. Motivul pentru care fac asta este ca să mai câștig 3 cm în plus de lovire și pentru a avea o forță mult mai mare decât aș avea-o dacă aș lovi doar stânga fără să pivotez. Încă o dată suntem în poziție de gardă, brațul meu stâng pleacă spre înainte, lovesc cu primele două monturi, întorc monturile spre interior, umărul îmi acoperă bărbia, încă să fiu protejat de contrele adversarului, piciorul stâng va pivota, voi scoate călcâiul în exterior, voi băga bazinul mult în interior, după care urmează umărul meu care îmi acoperă bărbia, iar atunci voi câștiga 3 cm în plus de lovire. Aveți mare grijă, atunci când pivotați, nu vreau să las greutatea pe piciorul din față, motiv pentru care îmi voi pierde echilibru. Când pivotez, vreau ca centrul de greutate să fie orientat spre centru și foarte puțin pe piciorul drept, încât să-mi duc toată greutatea pe piciorul din spate când lovesc cu mâna stângă. Dacă mă las spre înainte, există șansa să mă dezechilibrez și să cad înainte, în față. Încă o dată. Când pivotez, scot piciorul stâng, scot călcâiul piciorului stâng în exterior, iar eu voi rămâne pe loc, doar brațul meu va căpăta o distanță superioară, o lungime superioară. Nu vreau încă o dată să mă duc pe picior, să ridic călcâiul în sus sau să pun toată greutatea pe piciorul stâng, pentru că atunci mă voi dezechilibra și voi cădea în față. În momentul în care brațul meu stâng pleacă spre țintă, acesta are o axă de lovire. Pe aceeași axă vreau să se întoarcă înapoi brațul. Nu vreau să vă văd că loviți brațul stâng, după care se retrage pe sub pieptul vostru și după aia lurcați, pentru că în momentul în care adversarul lasă mâna jos, atunci va interveni contra de directă de dreapta. Întotdeauna, dacă brațul meu stâng pleacă pe o anumită axă, vreau să se întoarcă exact pe aceeași axă de unde a pornit. Încă o dată, lovesc, întorc pumnul. Lovesc, întorc, lovesc, întorc monturile, pivotez, întorc, iar piciorul meu stâng va reveni la poziția inițială cu vârful orientat spre înainte. Același lucru și la directa de dreapta. Aici este musai să pivotăm pe piciorul din spate. Directa de dreapta în poziția noastră și la dreptaci este cea mai puternică armă. Că poate mulți vă întrebați de ce sunt dreptaci și stau cu dreapta în spate. Motivul pentru care stau cu dreapta în spate este pentru că dreapta este cea mai puternică armă din arsenalul unui dreptaci. Atât brațul drept cât și piciorul drept. Piciorul stâng și brațul stâng sunt doar de tatonare. Încă o dată, sunt în poziție de gardă. Acum, pornind cu stânga din față, vreau să întorc stânga pe barba mea, iar în momentul în care am întors brațul stâng pe barbă, brațul drept a plecat, umărul mi acoperă bărbia, monturile brațului drept sunt orientate spre interior, am băgat bazinul, am pivotat pe picior, am lăsat greutatea pe piciorul din față, oscilează de la dintre interiorul picioarelor mele până pe piciorul stâng, iar călcâiul este scos în exterior. Da? Deci încă o dată, suntem în poziție de gardă, brațul stâng se duce pe barbă, mi acoperă partea stângă a capului, brațul drept pleacă cu monturile orientate spre interior, umărul acoperându-mi bărbia, am băgat bazinul, am scos călcâiul în exterior, iar am căpătat o forță mult superioară față de nivelul de lovire a pumnului fără pivotare. Încă o dată, dacă lovesc fără să pivotez, nu voi avea forță suficientă încât să-mi duc adversarul la pământ. Dacă pivotez în timp ce lovesc, forța mea va crește, pentru că forța pumnului nu pleacă din mușchii pe care aveți, pleacă din nivelul de pivotare al piciorului, din pământ, și atunci din pământ se va transmite energia către călcâi, genunchi, bazin,
piept, mușchii spatelui, umăr, cot, abia atunci va ajunge în montur și va genera suficientă energie pentru a genera cea mai puternică lovitura voastră. Încă o dată, brațul stâng se ruce pe barbă, brațul drept pleacă, pivotez, întorc pumnul, primele două monturi și ating ținta, umărul mi-acoperă bărbia pentru un eventual contraatac, iar piciorul drept este pivotat spre exterior. În momentul de față îl avem pe Andrei ca adversarul nostru. În momentul în care Andrei lovește directa de stânga, întinde-o corect și își lasă toată greutatea pe piciorul din față, chiar și în timp ce pivotează, el își va pierde echilibru în caz că eu mă voi retrage. Încă o dată, Andrei va lovi directa de stânga, iar tot Andrei își va lăsa toată greutatea pe piciorul din față, în momentul în care mă voi retrage, iar Andrei își va pierde echilibru. Motiv pentru care Andrei va trebui să pivoteze pe directa de stânga și să rămână cu greutatea pe piciorul din spate. Același lucru, când va lovi directa de dreapta, adică 2-ul, Andrei îți vei lăsa toată greutatea pe piciorul din față, la fel își va pierde echilibru. Deci întotdeauna când lovim directa de stânga 1 și directa de dreapta 2, vreau să pivotăm și centrul de greutate să rămână pe mijloc. Nu vreau să ne punem toată greutatea spre înainte. Pentru că atunci când îl voi împinge pe Andrei, Andrei ține pumnul tare, da? În poziția aceasta, Andrei va avea mult mai multă forță decât mine să rămână stabil pe picioare. Moment în care va da și directa de stânga, același pas pivot, rămâi acolo, împing cu toată forța mea, nu știu dacă se vede pe cameră, dar Andrei este încă stabil. Dacă Andrei nu va pivota, încă o dată întinde directa de stânga și nu pivotez pe piciorul din față, îl las jos, călcâiul jos. Andrei nu pivotează. Împing, se duce în spate. Mă, sper să fie credibil că te duci în spate, că chiar așa merge. Încă o dată. Dacă Andrei va da directa de dreapta fără să pivoteze, el fiind obișnuit să le facă corect, e greu să nu le faci corect în situația asta. Bun, îl voi împinge. Își va pierde echilibru. Încă o dată pivotează pe piciorul din spate, directă de dreaptă. Împing cu toată forța. Andrei rămâne acolo. Oricum are un plus de forță în față de mine. În momentul în care Andrei îmi va da directă de stânga și acesta o va retrage de jos în sus, eu pot veni cu contră de directă de dreapta. Ceea ce înseamnă că va cauza un damage mult mai mare decât dacă Andrei ar avea brațul pe cap. Încă o dată întinzi 1. Îl retragi jos, lovesc, am țintă fixă pe capul lui. În momentul în care Andrei lovește 1 și retrage brațul pe același ax de unde a plecat, eu pot să mă duc aproape de el, dar nu voi mai lovi la fel de curat ca și cum aș fi lovit dacă el și-ar fi retras brațul jos. Foarte important, când lovim, nu vreau să ridicăm cotul prima dată înainte să pornească lovitura. În momentul în care Andrei va ridica cotul, un adversar cu ochiul format își va da seama că acesta va vrea să lovească directa de stânga. Motiv pentru care cotul lui este ridicat spre exterior, după care pleacă stânga lui. Ca adversarul să nu-și dea seama că noi vrem să lovim directa de stânga, prima dată trebuie să pivotăm încât să ne permită bazinul să băgăm pumnul direct spre înainte. Încă o dată, Andrei. Pumnul se duce încă o dată pe direcția înainte, pivotăm. Nu a scos cotul, ceea ce înseamnă că nu are niciun semnal de alarmă adversarul nostru. În momentul retragerii pumnului lui Andrei, întinde pumnul Andrei, cotul vreau să se ducă pe coastele voastre, încât să ne acopere splina. Același lucru și pe brațul din față. Cotul lui Andrei acoperă ficatul la întoarcere. Dacă Andrei va ridica din nou cotul și va lovi direct de dreapta, atunci eu am timp să mă eschivez sau să fac slip. În lecția de astăzi am învățat să lovim corect directa de stânga și directa de dreapta. Vă mulțumesc pentru vizionare!